Pentru că, iată, drumul în viață trebuie să fie însoțit întotdeauna de Dumnezeu. Și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, iată, astăzi, prin simțământul lor, pornesc împreună, jurând în fața lui Dumnezeu, iată, să respecte toate poruncile, să urce pe acest drum al vieții, ca voi, fiecare dintre noi, fiecare alături de ei, să ne bucurăm de o viață veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Astăzi, toți uniți în rugăciune, ne rugăm pentru Iacob și Tamara, ca Bunul Dumnezeu să le apropiască. Iată, vă întreb astăzi, că ați venit aici să încheiați această Sfântă Taina Căsătoriei, fără nicio constrângere, liberi și constrânziți de pasul pe care îl faceți. Da. Da. Sunteți hotărâți să vă iubiți și să vă respectați unul pe altul toată viața? Da. Da.